Bună, bună ziua, stimați prieteni. De la ambele uși a fost două uși. Ce mai faceți voi? Eu am ieșit la o cafeluță și am vrut să mai răspund la comentariile trimise de voi. Datorită faptului că am fost și acuzat de foarte multe ori în acele comentarii care le trimiteți și așa cum v-am promis, le citesc pe toate comentariile voastre care le trimiteți. Chiar dacă sunt contra, consider că sunt opinii diferite, atâta tot și n-ar avea de ce să mă deranjeze. Sunteți și veți rămâne tot fanii mei și no, consider că e un lucru frumos să țin cont de aceste chestiuni foarte importante care trebuie să le practicăm cu toții. Referitor la comentariile care au fost trimise pe adresa mea, Sică de la Strehaia, cu Leo, că de ce țin cu el, țin să vă anunț pe toți, eu țin la amândoi, și la sora mea și la el. Și din această cauză țin aproape și de el, cu acea impresie că ar putea să se împace, știți, cu sora mea. Nu pot fi departe, pentru că dacă sunt departe de Leo, atunci nu rezolv nimic. Eu așa consider. Sper într-o împăcare, așa cum am considerat întotdeauna, pentru că cred eu că e foarte bine pentru sora mea, e soluția perfectă. Altă soluție, ceea ce spune fratele meu Boco, cumnata mea sau mama mea, acea soluție e o soluție care nu trebuie luată în calcul, eu așa consider. Soluția care trebuie luată în calcul ar fi împăcarea sorei mele Anca cu Leo. Ar fi singura soluție care ar fi benefică pentru sora mea Anca. Datorită faptului că foarte mulți prieteni au considerat că dacă sora mea se împacă cu Leo, Leo ar putea să fie persoana aceea care să o facă să sufere în continuare. Din punctul meu de vedere, aceste opinii care le-au spus prietenii noștri, fanii noștri, eu vă spun că nu va fi așa, pentru că Leo, după cum îl văd, e schimbat total. Și asta o să vă demonstrez pe parcurs. E schimbat și ca comportament, e schimbat în foarte multe privințe. Chiar și așa, deci, cu această decizie care v-am spus-o eu, cum am spus și în live-ul
care l-am făcut ieri, orice om că merită o șansă. Haideți cu toții să acordăm acea șansă împreună cu sora mea Anca, ca să nu regretăm, să nu spunem, domne, de ce n-am mai acordat o șansă, că poate era mai bine și se putea rezolva altfel. Numai din această cauză am ajuns la concluzia că trebuie să dăm o șansă. Stimați prieteni, referitor la comentariile contra care au fost trimise de alții prieteni de noștri care au spus în felul următor că SIC nu e decizii bune, sunt decizii care nu ar trebui luate. Stimați prieteni, eu vă spun în felul următor, din punct de vedere că noi suntem aici și implicați în această familie, noi le vedem altfel lucrurile. Acum mă scuzați că vă zic chestia asta, cei care sunt din afara acestei relații, din afara acestei familii, li se pare altcumva situația care este de atâția ani, situația de suferință a sorei mele și necazurile și toate alea. Dar acum, repet cum am zis, fiecare poate să gândească altfel, să aibă o altă opinie. Referitor la venirea mea aici în București cu Leo, a fost decizia domnilor judecători care asta au hotărât în decurs de 30 de zile să amâne acea decizie care trebuia să fie luată. Nu a fost luată datorită faptului că nu au fost prezenți și la judecători și plus sora mea care era într-o situație mai dificilă și nu a putut să se prezinte. Dar la termenul care s-a fixat o să se ia o decizie care cred eu că va fi benefică pentru amândoi. Dar până atunci mai e și vedem atunci. Ceea ce vreau să vă mai spun, Leo acum a rămas în cameră la noi în apartament acolo. Așa cum am mai spus, eu am coborât puțin la o cafeluță și am vrut să vă transmit vouă niște răspunsuri referitor la întrebările care le-ați mai pus pe filmările trecute. Țin să vă anunț că de seară o să intrăm în live eu și cu Leo și atunci o să vă mai răspundem în direct la întrebările puse de voi. Și am considerat că meritați răspunsuri datorită faptului că sunteți prietenii noștri și fanii noștri. Meritați să fiți la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Asta am văzut-o și prin implicarea voastră în această familie, implicarea voastră în această
suferință a soarei mele Anca de atâtea ani de zile în aceste necazuri, care sperăm că se vor termina cu ajutorul lui Dumnezeu, dar na, până atunci mai e. Transmit multe salutări iarăși doamnelor care țin foarte mult cu sora mea. Asta s-a văzut de fiecare dată, implicarea lor și ce să mai spun, le mulțumesc și eu pe această cale celor, și celorlalți prieteni la fel, mult respect din partea mea referitor la voi, la prietenii noștri. Îmi scriu câțiva prieteni, acum nu știu dacă sunt abonați la mine sau nu. Voi faceți asta pentru vizualizări. Da, facem și pentru vizualizări, pentru, stimate domn sau stimate domnișoare. Datorită faptului că la noi în Strehaia, în acea comunitate mică, așa cum e ea, fiind un orășel mai micuț, problemele de familie se discută de atâția ani de zile, da? Acum, datorită faptului că putem cere și avem păreri împărțite, sunt foarte mulți prieteni, fani, de-ai sorei mele, de-ai lui Leo, de-ai mei, am considerat că putem dezbate foarte multe opinii și în rețeaua online. Acum, pentru ceilalți care spun pentru vizualizări, da, este și asta pentru vizualizări, să fim cât mai mulți, să putem dezbate diferite opinii și toate astea, recunoaștem. Domnișoarele sau acei domni care trimit acei mesaje consideră, băi, dar ce le-am făcut-o? Le-am zis că ei fac asta pentru vizualizări? Păi, stimate domn, stimate domnișoare, păi toată lumea din... Deci, cum să vă zic, toată lumea care este online, pe toate rețelele de socializare, știu chestia asta. Nu are rost să spuneți voi să vă bateți cu pomul în piept, băi, da, am zis-o că fac pentru vizualizări. Da, pentru că noi toată viața noastră, repet, am participat și am fost pe ecranele TV de atâția ani de zile, numai cu canal Deo și toate astea. Noi suntem învățați cu asta, nu neapărat pentru interese proprii. Asta am făcut-o noi toată viața noastră, așa cum știe foarte multă lume. Așa că, de exemplu, la comentarii că pentru vizualizări, pentru abonați, da, așa cum ne-a plăcut întotdeauna să fim văzuți de lume și ca lumea, să le aprecieze, să le respecte. Da, vrem să fim cât mai mulți. Cui nu-i place să aibă cât mai mulți abonați, cum să mă refer, spectatori, să zic și în modul ăsta. Și, na, cui nu i-ar place? Că spunem de fiecare dată, abonări cât mai multe pe canal și toate alea. Da, într-adevăr, consider că nu e niciun deranj pentru ceilalți care ar trebui să comenteze că vor abonări și comentarii și like-uri și share-uri. Deci, suntem în anul 2021, fraților. Nu mai trăim cu ură, nu mai trăim cu dușmânia aceea, că de ce face altul și eu nu, sau ceva. Repet. Deci, cei care procedează
acele procedee cu ura aceea, cu invidia și cu toate astea. Eu consider că e un lucru foarte urât, stimați prieteni. Deci, suntem în secolul 21. Trebuie să ne adaptăm și noi civilizației europene. Păi noi ce facem? Rămânem în spate? Noi cei din România, în loc să înaintăm așa cu pași spre civilizația europeană, noi dăm dovadă că rămânem în spate datorită invidiei, datorită răutății, datorită bârfei. Nu există așa ceva, prieteni. Trebuie să înceteze toate chestiunile astea, bârfa, invidia și toate astea. Deci nu se admite așa ceva, stimați prieteni. Și vă mai spun încă ceva. Nu neapărat că m-ar deranja pe mine, dar am vrut să fac acest anunț pentru toată lumea. Nu să fie valabil numai pentru mine. Să dispară odată de la noi din România ura, bârfa și invidia, dușmânia. Pentru că nu e bine. Noi ne dorim ca România să devină o țară europeană civilizată. Nu trebuie să mai rămânem în spate. Încă o dată repet. Stimați prieteni și fani, încă o dată îmi cer scuze că am mai făcut niște reproșuri la niște comentarii, dar nu neapărat, că chiar ar putea să fie atât de deranjante încât să mă dea pe spate sau să merg pe acea idee sau mă facă să sau să mă impresioneze cu ceva. N-ar avea cum. Și în primul rând știu că foarte mulți vă doriți să aflați decizia în care sora mea este judecată azi. Deja am vorbit cu nepotul meu, Alin. Răspunsul o să vi-l dăm de seară, pentru că nu pot să vi-l dau eu primul. Vreau ca sora mea, Anca, să vi-l dea ea personal. Nu ar fi frumos din partea mea, ar fi, consider că ar fi un lucru urât ca eu să fiu primul să vă dau acest răspuns, care știu că este foarte important pentru voi și ținând cont că o iubiți atât de mult pe sora mea, Anca. Încă o dată, stimați prieteni dragi, stimați fani, mult respect din partea mea pentru voi toți, mult respect pentru vizionări pe canalul meu de YouTube, Sică de la Strehaia. Haideți și pentru viitor să fim într-un număr cât mai mare de abonați, pentru notificări, să fiți la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Apăsați acolo la clopoțel și bifați la toate. Share-uri și like-uri, care am rugămintea ca să putem să fim apreciați și văzuți de cât mai mulți prieteni. Vă pup și ne auzim de seară, pentru că de seară eu și cu Leo vom intra în direct cu voi pentru a vă răspunde la întrebările care ni le adresați cu foarte multă plăcere. Ok, prieteni, încă o dată, canalul de YouTube Sică de la Strehaia vă este la dispoziție cu cât mai multe abonări și vă pup!